Domnilor și domnilor, v-am promis ceva și așa cum v-am obișnuit, în această seară difuzăm un nou interviu emoționant, de această dată cu nepoata părintelui Arsenie Boca. Haideți să descoperim împreună minunile neștiute ale părintelui Arsenie Boca. Aici este frumos să ne vedem la televizor. M-am îmbrăcat special din dragoste și respect. La îmbătrânit. Dar tu ai îmbătrânit sufletul ăsta, minunat sufletul ăsta. Unde-i floarea? Aici, domnul Mircea, aici. Vă rog, oferiți-i floarea. Floare pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. S-o aveți în cameră acolo. Da, o ducem, sigur. Am totdeauna lângă două icoane de unchiul meu. Flori totdeauna. Lui plac mușcatele roșii și Busuiocul, care nu lipsește de la icoană niciodată. Da. Și la acolo, la chilia lui de la Siberia, în geam, e o mușcată roșie și o cruce care arde într-o. Din drag de tine. Bucuria de mea! Nu te-am văzut, Da, cum ne-am văzut la Izbuc ultima dată? A, acolo? Da, acolo, da, la Izbuc. Da. Acum știu drumul mai bine, să vin mai des. Până hai mai să ne așezăm. Trebuie să se rezolve. Da, poți. Să vă ajutăm? Da. Ușor. Am avut un COVID de la el. Mi-a rămas. Ești puternică dacă după COVID am avut ești așa un COVID. Da, a fost COVID sau răceală? Răceală. COVID, da. Toată lumea a fost bolnavă, toată lumea. Acum, asta este, dacă a fost COVID și ești așa și ai rămas în viață, înseamnă că totuși ai un organism puternic. Auzis că nu mai rămâne în viață. Da. Așa de grav. Dar așa a vrut Dumnezeu. Doamne! Și unchiul meu, taică meu, a murit la 49 de ani. Un an de zile l-au bătut. El era o fire svelte, sportivă, așa, costeliv. Era moț din brad. Și a avut neșansa ca într-o duminică un moldovean care vrea să stabilească în Buteni a auzit corul de la biserică și el era un om al muzicii și pe mine, unchiul meu m-a orientat spre muzică, că toată ziua cântam, eram mică și lălăiam așa, ca și copii. Și taică meu a fost un om al bisericii și al muzicii. Și când au divorțat părinții părintelui, numai tatăl meu a știut adevărul și l-a dus cu el în mormânt. N-a spus nimănui nimic, nici părintele Arsenie și nici taică meu. Maică mea și cu taică meu știau. Și când au divorțat părinții mătușii Creștina veneau mereu cu un bărbat care vrea să-l recomande la Cristina. Și el necăjit, părintele, nu erau telefoanele mobile la modă, i-a scris o scrisoare la tatăl meu să vină imediat la brad. Bunica mea, Ana Boca, mama tatălui meu, care era soră
cu tata părintelui. Vino repede, i-a dat telefon la primărie, că școala era lângă primărie și noi locuiam în clădire, clădirea tatălui meu era în perimetrul școlii și școala era lângă biserică. Și taică meu imediat a plecat. Avea o cameră separată. Mama i-a spus, aici îți pun hainele tot, că el a vrut să vină, să scape de insistențele mamei, a lui Cristina. Am înțeles, da. Care îl mătea la cap și el nu vrea să se recăsătorească. Părintele. Ei, când a venit acolo, o perioadă a fost foarte tulburat de insistențele lor. Tatăl meu a început să-i lămurească, dar erau de nepătruns în sufletul lor. Vreau, era tânără și era de o frumusețe rară. Înaltă, săveltă, eu i-am spus lui, dacă mătușa mergea la, în America și o vedeau artiștii de acolo, nu mai venea de acolo. Așa frumoasă. Avea și dumneavoastră sunteți înaltă și părintele ochii verzi și el zicea că eu cu el și cu tatăl meu suntem oameni cu frunte lată. Eu, când m-am născut, el era în casă. 20 de ani e diferență de vârstă între mine și el. Eu sunt născută în 1930 și el în 1910. A fost pentru mine un înger. Toată viața. Toată viața. L-am iubit. Când eram mică, credeam că el e Dumnezeu. Că la toate, în educația mea, în hrana mea, el a fost primul care a hotărât totul. Și acum, de multe ori, am un dubiu la ceva și la oamenii de azi care nu mai sunt cei pe care i-au cunoscut. Și îi chemați ajutorul, îl întrebați? Și îl întrebam. Și când era de acord, eu aveam așa o liniște sufletească. Și când era, nu era de acord, eram agitată și nu era mulțumită. Și vă ajuta să luați deciziile În felul ăsta el mă dirija. Da, da. Avea puterea. Mi-a spus un medic, chirurg renumit la Cluj, care cei tineri, doctori, tot mergeau la Pristop și spuneau lui, domnule doctor, să mergeți neapărat să vedeți ce... N-am eu timp de mănăstire. Și într-o zi, totuși, s-a urcat în mașină și a plecat acolo. Și am văzut lumea plină, curtea plină a mănăstirii. La Brâncovianu era. La sâmbătă. Și zice, eu, dacă voi vreți, uite, mă duc. Și când au văzut acolo în curte tineri, bătrâni, de toate vârstele și categoriile, zice, probabil călugărul ăsta vrea să se distreze cu așa fete tinere și... A început slujba, au intrat în biserică și el ținea slujba și plângea.
Nu știu dacă ați văzut vreun preot plângând. E foarte impresionant. S-a ridicat 30-40 de centimetri de la podea din biserică, în aer plutea și se ruga. Și lângă mine era un domn, nu l-am cunoscut. Dar așa o slujbă n-am crezut că pe pământ se poate face. Deci el cu sufletul era, parcă nu mai era om. De atunci și doctorul ăla, doctor Mureșan, mare chirurg, s-a dus la mănăstire și îl căutau. Și s-au împrietenit, dar să vedeți când a ieșit din biserică atunci. Da, că ne povestea. El, doctorul, a ieșit din biserică, dar s-a lipit de zidul bisericii și stătea acolo, nu putea nici să vorbească, era stigmatizat de ceea ce a văzut. De faptul că părintele levita. Da, da. Și s-a terminat slujba, ori ieșit credincioșii, el tot a stat acolo. Și a apărut părintele. A ieșit din biserică, direct la el s-a dus. Nu l-a văzut niciodată. I-a zis, domnul doctor, mai sunteți cu aceeași părere cu care ați intrat în curtea bisericii, că femeile tinere se distrează părintele. Și vorbea cu el, el n-a putut să vorbească, doctorul. I-a dat mâna și s-a dus la chilie. Doctorul după el, dar nu putea vorbi. Și când a ajuns în fața chiliei, doctorul s-a scuzat și s-a întors, s-a dus la mașină să plece. Nu știu ce i-a spus, că doctorul ține asta pentru el, n-a spus nimănui, dar a spus că așa, n-am fost pe pământ, a zis. N-am fost pe pământ. Credința l-a convins. Și mi-a spus să nu te bucuri că pleacă Ceaușescu, să nu te bucuri. Că vine altul mai de altă religie, de neamțul ăsta. Să nu te bucuri că pleacă Ceaușescu, că-l dați jos, că vine altul mai rău, sublinia așa. Nu-i din neamul nostru, nu-i din religia noastră, și este preocupat pentru el, așa cum s-a dovedit. Eu nu l-am votat și nu-l voi vota niciodată. E un om cu un rânjet mascat, să pară dragi români, și el nu ne iubește deloc. Dar cei care l-au cum să spunem, l-au pus la zid de atâtea ori, nu credeau, deși le spunea, le vorbea despre... Era unul la închisoare care îl bătea și el i-a spus, mâna asta cu care tu mă bați, n-ai să o folosești mult timp. Au trecut ani și s-a dus la
biserică într-o duminică la Sibiu. Și vine la el o femeie. Părinte Arsenie, eu sunt soția omului care vă bătea și la care i-ați spus că nu va mai folosi mâna. De când a trecut o perioadă scurtă, s-a uscat mâna lui. Nu s-a îmbolnăvit, s-a uscat, nu mai putea folosi mâna lui și el i-a spus soției că părintele e prevestit. De ce credeți că îi se spune părintelui, mai toată lumea pe buzele tuturor, zice părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului? Avem și noi un sfânt al nostru, Ardelenis, da. Părintele Arsenie Boca. El era mândru de ardeleni, dar nu-i defărma pe ceilalți, nu-i vorbea de rău, dar era suflet ardelenesc. Nici nu... Dacă îl veneau, de un unchi, o mătușă de-a mea, țărani de acolo din sat, veneau la noi, Servus Petre. Nici nu îl prezentam, el știa că îl cheamă Petru. Nu bea deloc nimic în afară de apă. Când mânca, niciodată nu se sătura. Spunea că nu-i bine să te giftuiești, să te umfli și după aia vin multe rele după asta și păcate. Și era un om care, dar nu era om. Nu era om, pentru că foarte multe lucruri se schimbau. El nu mă gândea și să se făcea ce gândea. Da, îndumnezeit. Părintele Arsenie, înainte de a pleca dintre noi, a transmis ceva, a trimis un gând spre dumneavoastră, cei de acasă? Atunci îl visam des. N-a transmis nimic, pentru că el, într-o zi, ultima zi a lui, l-a luat securitatea și l-a bătut la pădurea de lângă Simeria, de lângă Sinaia. Acolo, prin pădure, veneau oamenii dintr-un sat și pe lângă, în pădure, era făcută o cărare pe care ei veneau la oraș, la Sinaia. Și a venit unul să meargă la Sinaia. Și a văzut jos, pe pământ, o ființă. Și l-a cunoscut. L-a luat în brațe și l-a dus la, pe strada privighetorilor, unde a stat el. Două, de atunci n-am mai ieșit din cameră. I-a spus la maici să nu anunțați pe Zoe de moartea mea, că la mormântarea mea toți vor fi fotografiați și vor avea probleme. Și așa a fost. Eu am aflat după o săptămână. M-am dus la pristop și m-am rugat. Așa l-au bătut că el a stat pe pământ până dimineața, când a venit primul om să vină la Sinaia. N-a mai putut. Dar ce vreau de la părintele? De ce? Le era frică
că el a fost chemat și la Ceaușescu. Și le-a spus, o zis să ne spui adevărat ce ne așteaptă. El a vorbit, dar era și ea acolo. Și i-a spus, veți fi îmbușcați într-o mare sărbătoare a nașterii Domnului. Și el a zis, du-l, du-l de aici, du-l, să nu-l mai văd. Și pe urmă au început prigoana pe el. Cu bătăi le-a fost frică. Erau ofițeri de securitate care erau, care nu erau cu regimul, dar erau în slujbă, trebuia să aibă un serviciu. Și îi spuneau lui. V-a vorbit odată ce a zis Elena Ceaușescu? Adică ea a avut da. Aceeași stare? Sau? Aia era o travă, de, în vorbele ei era... Așa cum era ea, de fapt. El era parcă totuși mai reținut și mai... Nu era vorba de respect, că ei nu respectau problemele biserica. Părintelui cumva i s-au tras mai mult de acolo, de atunci, din acel moment în care le-a spus și le-a prevestit moartea? Da, atunci a început prigoana. Și mai... Totuși, ei și conducătorii ai statului român știau că poporul ăsta e un popor credincios și oamenii merg la biserică și așa, și cu toate astea cumva au încercat să înlăture niște elemente, pentru că părintele Arsenie Boca era considerat un element perturbator. Da, pentru regimul lor. Da. Da. Tatăl meu a murit în 1950, la 49 de ani, și el a murit în 1989. Era supărat tot timpul că merge rău țara. Mi-a așa drag prislopul. Era stabilit că eu să fiu înmormântată la prislop și să rămân acolo. Că tocmai unchiul meu a pus o stareță pe maica Pavelida. Dar maica Pavelida a greșit, a recunoscut, ea mi-a spus, m-a întrebat dacă eu îl cunosc bine și țin la părintele Daniel de la Fățegel. Și am spus, da, îl cunosc și îl respect și țin foarte mult la el și de la părintele de la Fățegel am primit multe lucruri înțelepte. Și știu că dacă nu ar fi fost așa, Arsenie Boca nu îl ținea lângă el. Era categoric. Vedea ceva ce nu-i plăcea într-un mod foarte creștinesc și uman, îndepărta. Și mi-a spus că nu are loc pentru mine stareța. Și vă spun, am înțeles, nu o să rămân eu neîngropată, s-o găsi cineva să mă îngrope. Doamne, da. Acolo sunt și ne privesc cu siguranță. Mai spuneți odată ce trebuie să facă. Românii? Românii. Să roage și să fie cinstiți în rugăciune și sinceri. Să nu se deslipească de rugăciune niciodată. Că nimic nu pot să iasă bine și să fie bine fără rugăciune.